Conjunctura acestui început de campionat face ca, după primele două etape, Handball Club Buzău și CSM Vasului să se afle în plutonul fruntaș al Ligii Zimbrilor, ambele adversare din weekend având maxim de puncte 6. Președintele grupării buzoiene este de părere că sâmbătă va avea câștig de cauză echipa dispusă la mai multe sacrificii, făcând referire evident la efortul depus în teren. Gazdele vor beneficia și de avantajul terenului propriu, acolo unde public cul vasluian este foarte vocal. Cele două echipe sunt echilibrate din punct de vedere al valorii lotului. Va face diferența echipa care își va dori mai mult, care se va lupta mai mult. Au avantajul terenului propriu, avantajul publicului după teren propriu, care este un public foarte, foarte vocal la Vaslui și își susțin foarte tare echipa favorită. Așa cum am spus-o și o repet, mergem la Vaslui cu dorința de a câștiga și de a face totul pentru treaba asta. Va fi și un meci al orgoliilor, vasluienii fiind conduși de pe bancă de fostul tehnician al Buzăului, Gabriel Armanu. Nu cred că asta va avea o legătură, poate asta este doar o treabă așa de orgoliu, dar nu cred că jucătorii de la Vaslui pentru asta vor lupta, pentru faptul că domnul Armanu a fost antrenor de echipe din Buzău până sezonul trecut. Nu, ei cu siguranță vor lupta așa cum a făcut-o și în meciul cu CSM București și meciul cu Făgărașul pe care l-au câștigat la un gol. Vor lupta pentru cele trei puncte puse în joc și vor lupta pentru a menține și ei acest început bun de campionat pe care îl au. Meciul dintre Vaslui și Handball Club este programat sâmbătă de la ora 18.